السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Așa cum v-am promis ieri, azi ne întâlnim din nou ca să discutăm despre unul dintre companioanii profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am vorbit ieri de ce am ales ca acest subiect sau tema lecțiilor să fie legate de viața companioanilor profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam și de ce am ales să fie Abu Bekr primul companion despre care vom discuta. Bineînțeles, pe parcursul lecției o să mai vorbim detalii legate de acest mare companion al profetului sallallahu alaihi wasallam. Abu Bekr, sau cu numele lui Abdullah ibn Uthman. Abu Bekr era unul dintre cei mai apropiați de profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ca și vârstă. Pe lângă faptul că erau prieteni foarte buni, erau și apropiați ca vârstă. Diferența între ei era doar de 2 ani. Deci profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, știm că s-a născut în anul 571, Abu Bekr s-a născut în anul 573. Profetul sallallahu alaihi wasallam a murit în anul 610 Hijri, el a murit în 612, exact după 2 ani după ce profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam a murit, a părăsit această lume. Au murit la aceeași vârstă, la vârsta de 63 de ani. De ce Abu Bekr? Am spus că Abu Bekr, înainte de a vorbi despre viața lui în Islam, o să vorbesc un pic și despre Abu Bekr înainte de Islam. Cine era Abu Bekr înainte de Islam? Abdullah ibn Uthman, după numele lui, înainte de Islam, era unul dintre cei mai nobili, cinstiți, cei mai de seamă înțelepți dintre cei din Mecca. El era unul dintre cei care cunoștea cel mai bine neamurile arabe. Ba chiar acest aspect i-a folosit foarte mult și în Islam. Profetul sallallahu alaihi wasallam întotdeauna îl îndemna, îl băga pe el la înaintare, cum se spune, în ceea ce privește cunoașterea neamurilor. Deci era un foarte înțelept, unul dintre cei mai respectați, dintre cei din Mecca, cunoștea, cum a spus, neamurile, se uita la, după fizionomie, făcea legătură din ce trib, din ce clan face parte și așa mai departe. De aceea toți îl respectau pe Abu Bekr. În același timp era un foarte bun comerciant și era și foarte cinstit în ceea ce făcea. Este de ajuns să pomenim două calități importante a lui Abu Bekr înainte de Islam. Înainte de Islam, mulți dintre companioni poate nu s-au bucurat de aceste două privilegii, de aceste două lucruri importante. Abu Bekr este unul dintre companioni care a avut acest avantaj, să-i spunem. S-a bucurat de acest privilegiu. În primul rând, se spune că nu s-a închinat niciodată la idoli. Așa cum a făcut-o și profetul sallallahu alaihi wasallam, așa cum a făcut-o și Ali radiallahu anhu. Deci sunt între puținii companioni care nu s-au închinat la idoli. Ba chiar spune el, vorbind despre el însuși, când eram copil, m-a luat la vârsta pubertății, m-a luat tatăl meu și m-a dus la templu și a făcut cunoștință cu idolii și spune că a purtat acolo un dialog cu idolii și a văzut că nimeni nu-i răspunde, a spus, mi-e foame, dați-mi de mâncare, am nevoie de haine. Nu i s-a răspuns și a spus, aceștia nu pot fi creatorii mei. Un alt lucru important, cum bine știm, alcoolul era foarte răspândit. Hamr era foarte răspândit în peninsula arabă. Foarte mulți consumau alcool, am vorbit și în lecția trecută despre porunca Coranului când a venit și a interzis alcoolul, cum a curs alcoolul șuvaie prin Medina, în orașul profetului sallallahu alaihi wasallam. Abu Bekr a fost unul dintre cei care nu a consumat alcool. Nu accepta
nu era de acord cu consumul alcoolului. Deci, Abu Bakr, înainte de Islam, avea niște calități aparte. Era un om cinstit, era un om de încredere, alaikum salam, rahmatullah. Era un om care ținea cuvântul dat, era un om care era cunoscut, renumit și respectat de toți cei din Mecca. Și vedem această legătură strânsă între el și între profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chiar dacă ei nu erau sau încă nu era profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iar Abu Bakr încă nu era companionul profetului, datorită faptului că ce se aseamănă se adună, zicem, nu? Datorită faptului că aveau sufletele pure, curate, ei erau prieteni încă dinainte de Islam. Când la vârsta de 40 de ani profetul sallallahu alaihi wasallam primea mesajul lui Allah, primul care a acceptat, primul bărbat care a acceptat Islamul, care a îmbrățișat Islamul, a fost Abu Bakr. Atunci când a venit profetul sallallahu alaihi wasallam la el și a transmis mesajul, i-a transmis faptul că a fost ales profet, că a primit mesajul, Coranul, i-a recitat versete din Coran, fără să mai stea pe gânduri, Abu Bakr a acceptat Islamul. Bineînțeles, când a acceptat el Islamul, mai erau soția profetului, Khadija, prima femeie care a acceptat Islamul, mai era Ali radiallahu anhu, primul copil care a acceptat Islamul, deci se numărau pe degete. Era între primii cinci, probabil, dintre cei care au acceptat Islamul, dar majoritatea savanților sunt de părere că este primul bărbat care a îmbrățișat Islamul, acceptat și l-a urmat pe profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam în mesajul său. Acesta este un fapt foarte important. De ce? Pentru că la început de Islam, profetul nu primise tot Coranul, nu avea toate versetele din Coran să le recite, să le povestească. De ce? Cei care au acceptat Islamul la început au fost cei care au avut inima cea mai pură, cei care au fost cei mai apropiați de acest mesaj. De ce? Ei nu au avut nevoie de, știu eu, să le se vorbească de fapt de această zi, credința în ziua de apoi, de ce va fi în ziua de apoi. Versetele erau foarte simple, erau puține la început și cu toate acestea, Abu Bakr, fără să stea pe gânduri, a acceptat Islamul. Ce s-a întâmplat cu Abu Bakr după ce a acceptat Islamul? După ce a acceptat Islamul, bineînțeles, a devenit unul dintre cei mai de seamă companioni ai profetului sallallahu alaihi wasallam și toată averea, așa cum a făcut-o și Khadija, și Abu Bakr la rândul lui l-a susținut financiar pe profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A spus că era un comerciant de seamă, era un comerciant cinstit și renumit. A sărit în ajutorul profetului, l-a sprijinit pe profet sallallahu alaihi wasallam cu ceea ce putea el mai bine. Bineînțeles că l-a susținut din orice punct de vedere, pentru că vedem că toată familia lui, soții, copii, nepoți, au îmbrățișat Islamul. Deci nu a dormit Abu Bakr pe o parte, gata, am fost musulman, m-am salvat și eu sunt ce sunt și alhamdulillah. Nu, el imediat a transmis mesajul profetului mai departe tuturor, ba chiar în termen foarte scurt. Deci în timp foarte scurt a reușit să-i convingă și să-i aducă la Islam pe 6 dintre cei 10 care au fost vestiți cu paradisul. Aleikum salam, rahmatullah. Am zis că dintre companioni sunt renumiți și Ashera al-Mubashirune bil-Jannah, cei 10 cărora profetul în viața lor le-a vestit că vor intra în paradis. Aleikum salam, rahmatullah. 6 dintre aceștia au fost invitați la Islam, au fost chemați la Islam de Abu Bakr. Au venit și au acceptat Islamul prin invitația pe care Abu Bakr a făcut-o lor. I-a chemat, a stat, le-a discutat, a discutat cu ei, le-a explicat Islamul și au venit, au acceptat Islamul în fața profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cu cât numărul musulmanilor creștea, cu atâta, cum bine știm, se strângea lanțul în jurul profetului sallallahu alaihi wasallam. Cei din Quraysh, mai mari Quraishilor, când vedeau că interesele lor sunt în pericol, au început, cum știți, campania de
al deniga pe profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de a-l critica, de a-i păta imaginea, așa cum se întâmplă peste tot. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bineînțeles că Abu Bakr era unul dintre cei care îl susținea și îl proteja pe profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bine, viața lui Abu Bakr este imposibil să o dezbatem, să o explicăm într-o oră, dar încercăm cele mai importante piese, etape, scene din viața lui Abu Bakr să le dezbatem, inshallah. În primul rând, au început cei din Quraysh, cum bine știm, să-i chinuie pe cei slabi, pe cei fără spate, pe cei fără acoperire. Au început și cu sărmanii, au început și cu robii, sclavii din Mecca îi chinuiau. Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, într-o zi când era cu Abu Bakr, a spus: O Abu Bakr, Bilal este chinuit, Bilal Habeshi, etiopian, care era un sclav negru, dar a acceptat islamul. A acceptat islamul stăpânului când a auzit că l-a urmat pe profetul Muhammad, l-a supus unor chinuri de nerezistat. Chinuri cumplite, era bătut, era însetat, înfometat, îl culca un deșert pe nisipul încins în arșița soarelui și puneau deasupra lui pietre mari, stânci, și îl chinuiau să vorbească urât la adresa profetului, să spună necredința, să-l înjure pe profet și așa mai departe, iar Bilal Habeshi stătea și spunea doar Ahadun Ahad, Ahadun Ahad, unicul, unicul. Când a fost întrebat de ce spunea acest cuvânt, spunea: dacă știam un cuvânt care să-i deranjeze și să-i supere mai rău pe cei din Mecca, în afară de acesta, îl spuneam. Deci suporta niște chinuri de nesuportat. Profetul sallallahu alaihi wasallam, când a văzut acest coșmar prin care trecea Bilal, i-a spus lui Abu Bakr: Abu Bakr, Bilal este chinuit. Abu Bakr a înțeles mesajul, s-a dus imediat la stăpânul lui Bilal și a negociat cu el. Și a spus: ce părere ai de robul ăsta? Nu vrei să-l eliberezi, să-l vinzi? Îl cumpăr eu. Și el asta s-a gândit, a pus interesul, era prioritar pentru el, a spus: cât vrei pe el? Și a spus o sumă de bani. Abu Bakr a spus: poftim suma de bani, și eliberează. De aceea, mai târziu, musulmanii ce-au spus, companioni au spus: Bilal Seyiduna, Abu Bakr Seyiduna, Ataka Seyiduna. Adică Abu Bakr este prietenul, stăpânul nostru, l-a eliberat pe un alt prieten de-al nostru, făceau referire la Bilal. Abu Bakr l-a eliberat, ba mai mult de atât, peste tot unde auzea că sunt chinuiți, sclavi sau sărmani, care n-aveau pe nimeni, datorită faptului că au acceptat islamul, se ducea și elibera unul câte unul. Tatălui a venit la el și a spus: măi Abu Bakr, dacă tot vrei să, tot ai nevoie de sclavi și eliberezi, de ce cumperi numai slăbănoși de ăștia terminați, uzați, care au trecut, au fost chinuiți, au fost neîngrijiți, ăștia nu au putere de muncă, n-ai ce face cu ei. Ăștia dacă îi cumperi, trebuie să-i hrănești ca să supraviețuiască. Ei nu sunt în stare să-ți aducă beneficii, să-ți facă treabă, să muncească. Și el îi spunea lui Taixu: tată, tu nu știi despre ce vorbești. Nu știi ce intenționez eu. El vrea doar să-i salveze de chinul la care erau supuși datorită faptului că au acceptat islamul. Și astfel i-a eliberat, ba chiar spune o dată, că a cheltuit în jur de 40.000 de dinari, bani de atunci, bani foarte grei, pentru a-i elibera pe acești oameni de chinul lor. Deci întotdeauna îl vedem pe Abu Bakr cum era lângă profet, îl susținea, dar în același timp era și alături de musulmani și a cheltuit averea pentru a-i salva de pe cei slabi. Ba chiar profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam spune: cel mai mult m-a fost de folos de Abu Bakr și banii lui Abu Bakr, averea lui. M-a susținut foarte mult Abu Bakr cu averea lui. Mai multe etape importante din viața din Mecca, cum a spus, Abu Bakr întotdeauna era prezent lângă profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, îl susținea și îi susținea și pe cei care îl urmau pe profetul Muhammad. Într-una din zile, unul dintre politeiștii din Mecca, supărat de chemarea profetului, în timp ce profetul sallallahu alaihi wasallam se ruga la Kaaba, la Mecca,
a venit și cu haina l-a strangulat, l-a strâns de gât pe profet sallallahu alaihi wasallam și l-a ținut strâns, vrea să-l mai să-l omoare pe profet sallallahu alaihi wasallam, la care a venit Abu Bekr în grabă, l-a împins, a intervenit, l-a salvat pe profet sallallahu alaihi wasallam și l-a spus: "Etaqtuluna rajulan yaqulu rabbi Allah?" Voi îl omoriți pe un om care spune: stăpânul meu sau creatorul meu este Allah? Cu toate că mulți se uitau din jur și priveau, le era frică să intervină, să-l salveze pe profet, poate Abu Bekr a avut acest curaj și s-a avântat și l-a salvat pe profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cu cât se strângea lațul în jurul musulmanilor în Mecca, cum bine știm, toate procesele acestea prin care au trecut, chinurile pe care le-au suportat, unii dintre ei au fost chiar uciși, primul martir sau primul martir în Islam, Sumeyye și familia ei. Deci treceau prin niște clipe cumplite la care profetul sallallahu alaihi wasallam, ca o gură de aer, le-a permis lor să emigreze către Etiopia. Scuzați. Și astfel, cei mai săraci dintre companioni, cei fără adăpost, cei fără spate, cei care n-aveau pe cineva care să-i protejeze, au fost nevoiți să emigreze în Etiopia. Apoi, mai târziu, s-au deschis porțile emigrării către Medina. Abu Bekr era și el, fără îndoială, ca și ceilalți musulmani, suporta chinuri. Era chinuit el, s-a dus la profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam să-i ceară permisiunea să emigreze în Medina, ca toți ceilalți musulmani. La care profetul sallallahu alaihi wasallam mi-a spus nu. Nu i-a permis. Abu Bekr a înțeles mesajul. S-a întors acasă, a cumpărat două cămile sănătoase și a început să le hrănească. Și a început să-și pregătească merindele pentru călătorie. Într-una din zile a venit la el profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam și a spus: "O Abu Bekr, scoate afară pe toți cei din casă." Vrea să-i spună un secret și a spus: scoate afară pe cei din casă. Abu Bekr a spus: trimisa lui Allah, aceștia sunt doar, sunt familia mea, familia ta, adică nu are rost să ascundem de ei. Sunt toți membrii familiei mele, sunt oameni de încredere. Și atunci profetul sallallahu alaihi wasallam mi-a spus: o Abu Bekr, Allah mi-a permis să emigrez din Mecca la Medina. Abu Bekr, primul lucru care l-a spus, i-a spus: trimisa lui Allah, as-suhbe. Cer compania ta în această călătorie. Și profetul sallallahu alaihi wasallam i-a spus: ok. I-a dat ok. Da, Abu Bekr. Și astfel, Abu Bekr și-a luat toată averea și a pregătit împreună cu profetul sallallahu alaihi wasallam, au pregătit strategia de a emigra din Mecca la Medina. Și astfel a emigrat, cum bine știm, în timpul acestei călătorii, era o călătorie ușoară. Aisha radiallahu anha, fiica lui Abu Bekr, povestește. Spune că niciodată nu l-am văzut pe tatăl meu sau pe cineva să plângă de bucurie, să plângă atât de mult, să plângă de bucurie. Așa cum l-am văzut pe tatăl meu când profetul i-a spus că tu mă vei însoți în călătoria mea la Medina. Și astfel Abu Bekr a fost ales să călătorească cu profetul sallallahu alaihi wasallam la Medina. Știm că a fost o călătorie foarte, foarte grea. A durat ca timp și mult. Datorită faptului că deja cei din Quraysh puseseră pe capul profetului o recompensă de 100 de cămile. Cine vine cu capul profetului viu sau mort, cine aprinde pe profet sau îl omoară, primește 100 de cămile. Când spunem 100 de cămile, în ziua de azi de parcă ai spune 100 de merțane, Mercedes, da? Mașini lux. Deci pe capul profetului era o recompensă de 100 de cămile, peste tot îl căutau pe profet, iar Abu Bekr plângea de bucurie că va călători împreună cu profetul în această călătorie plină de primejdii. Chiar în timpul călătoriei, uneori profetul când mergea, vedea pe Abu Bekr că merge în spatele lui, uneori tăcea în dreapta lui, uneori în fața profetului, uneori în spatele profetului și tot așa, în timpul călătoriei, Abu Bekr schimba locația. Și când a fost întrebat de ce face acest lucru, spunea că dacă mă
așteptam ca pericolul să vină din față, mergeam eu în față, ca pericolul să nu-l atingă pe profet. Dacă mă așteptam ca pericolul să vină din spate, treceam eu în spatele profetului, ca nu cumva profetul să sufere sau să fie ucis, să fie rănit. Și de aceea se punea el, pavăză, între profet și pericolul care se aștepta să vină. Știm că împreună s-au dus și s-au adăpostit într-o peșteră. S-au dus și s-au adăpostit într-o peșteră până când se liniștesc lucrurile în Mecca. Peste tot, toți îi căutau pe profetul Muhammed, vânătorii de recompensă mai ales, cei care cunoșteau foarte bine deșertul, peste tot erau în căutarea profetului sallallahu alaihi wasallam. De aceea ei nu s-au îndreptat din Mecca către Medine, s-au îndreptat în sens opus și s-au adăpostit în peștera Thaur. Au stat în peștera aceasta câteva zile. Bineînțeles că cei din Quraysh au venit și au cotrobuit peste tot. La un moment dat au venit chiar și la ușa peșterii. Abu Bakr stătea în peșteră și spunea: trimis al lui Allah, dacă unul dintre ei se uită la picioarele lor, dacă se uită în jos așa, o să ne vadă. Deci atât de aproape erau să-i descopere, la care profetul sallallahu alaihi wasallam i-a spus lui Abu Bakr: ce părere ai de două persoane, de doi inși, care împreună cu ei este Allah? La tahzan, inna Allah ma'ana. Nu te supăra, nu te mâhni, nu-ți bate capul. Stai liniștit, Allah este cu noi. Ba chiar acest lucru a fost menționat și în Coran. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Vorbește că i-au scos cei din necredincioșii din Mecca și s-au adăpostit când erau în peșteră și a spus prietenului său, li sahibihi, la tahzan, nu te mâhni, inna Allah ma'ana, Allah este cu noi. Și într-adevăr, Allah a fost cu ei și a ușurat această călătorie și au reușit împreună să ajungă în Medina. Bine, în această călătorie au fost și mai multe alte lucruri care s-au întâmplat importante, dar timpul nu ne permite să le discutăm pe toate. În Medina, cum au ajuns, cum bine știm, politeiștii nu i-au lăsat în pace. Periodic au venit cu armate să lupte împotriva lor. În cele mai importante clipe din viața profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam, îl vedem întotdeauna pe Abu Bakr prezent împreună cu profetul. Nu a lipsit de la nicio întâmplare, de la niciun război, de la nicio, călătorie mai importantă. Întotdeauna Abu Bakr a fost alături de profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Și de la bătălia de la Bedr și bătălia de la Uhud. Ba chiar a fost dintre puținii care au rămas statornici și au rămas lângă profet, să-l protejeze întotdeauna când s-a întâmplat ca ceilalți să se îndepărteze, să fugă sau să-l lase pe profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Și nu mă refer acum numai neapărat la război, chiar și în interes lumesc. Nu este capitolul Juma în Coran. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Erau la rugăciunea de vineri, se făcea chemare la rugăciunea de vineri și în același timp a venit și o caravană. Au adus lucruri, marfă. Au adus marfă nouă să o vândă în Medina. Bineînțeles că afacerile și nea să trăiau. Cine reușea să ducea și lua angro cumpăra, apoi vindea el la rândul lui. Important era ca să reușești să cumperi. Cum e ziua de azi, nu, nebunie, dezinfectant, mască și așa mai departe. Așa era și nebunia lor. Când venea o caravană, toată lumea se năpustea asupra ei să ofere un preț, să cumpere marfa la un preț mai bun, să ofere un preț mai, mai bun, astfel încât să cumpere el marfa. În această zi de vineri, când a venit caravana, au fugit foarte mulți dintre companioni. Ba chiar în relatări spun că au rămas vreo 10-12 împreună cu profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Restul toți s-au avântat.
S-au dus să cumpere, să vadă ce a venit, ce marfă a venit, ce pot cumpăra. Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, în această stare, a rămas împreună cu un grup restrâns de companioni, de care era și Abu Bakr și Omar. Iar versetele din Coran vorbesc despre această întâmplare. رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Spune lor că ceea ce este la Allah este mai bun decât lehu, decât distracția, decât tijara, decât comerțul. Wallahu khairul razaqin, iar Allah este cel mai bun dintre cei care dăruiesc ar-râzq. Astfel vedem cum în cele mai grele clipe din viața profetului, Abu Bakr a stat lângă el și l-a susținut. Nu l-a lăsat, nu s-a îndepărtat de el. Toată viața lui a jucat acel rol, atât Abu Bakr cât și familia lui. Membrii familiei lui au fost cei care l-au susținut pe profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cum bine știm, chiar soția profetului Aisha este fiica lui Abu Bakr. Este una dintre cel mai de seamă soții ale profetului, care a transmis foarte mult din știința profetică musulmanilor. Este una dintre femeile savant care au transmis relatările viața profetului sallallahu alaihi wasallam și așa mai departe. Deci Abu Bakr îl vedem întotdeauna a avut un rol important. Ba chiar în ultimele clipe, profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam într-una din zile a ținut o predică. Și spun, Abu Sa'id al-Khudri relatează, profetul s-a ridicat la amvon și a ținut o predică în care toți au început să plângă. Toți au început să plângă. Și au spus, trimisa lui Allah, de parcă este o predică a unui om care vrea să ne părăsească, predica de adio. Profetul sallallahu alaihi wasallam, și atunci a vorbit profetul sallallahu alaihi wasallam în acea predică, vor veni timpuri în care oamenii se vor îndepărta și așa mai departe. Iar în timpul predicii mai spunea, profetul a mai spus că i s-a dat unui rob să aleagă între Allah și această lume, între Dumnezeu și această lume. Și el a ales să fie, să părăsească această lume, a ales ceea ce este la Allah, la Dumnezeu, la Creator. Atunci Abu Bakr a început să plângă. Ceilalți nu și-au dat seama de ce. Și l-au întrebat și au spus că au realizat după aceea că de fapt profetul vorbea de el. Adică i se apropia termenul în care să părăsească această lume, iar Abu Bakr a fost printre primii care a înțeles acest lucru. La fel când au fost revelate și anumite versete din Coran, care vesteau întregirea credinței. Abu Bakr a început să plângă, ceilalți n-au înțeles pe ce e vorba și a spus, dar s-a întregit credința. Înseamnă că profetul, rolul lui s-a terminat. Ne va părăsi, va părăsi această lume. Deci vedem Abu Bakr, acest companion înțelept, cum a avut un rol foarte important în transmiterea mesajului lui Allah, în susținerea profetului, și îl înțelegea foarte bine pe profet. Poate că mulți nu înțelegeau semne din relatările profetice, dar îl vedem pe Abu Bakr cum era atent la aceste detalii. Profetul Muhammad, când s-a îmbolnăvit, înainte să părăsească această lume, l-a lăsat în urmă pe Abu Bakr. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I-a spus lui Aisha, soției lui, porunciți-le oamenilor să facă rugăciunea în spatele lui Abu Bakr. Aisha radiallahu anha a spus, trimisa lui Allah, Abu Bakr, știi, este un om foarte credincios. El când face rugăciunea, întotdeauna plânge. Oamenii care îl vor urma la rugăciune nu vor asculta Coranul, datorită faptul că el o să plângă la rugăciune. A spus, mai bine pune pe Omar, că el e mai sever. Și i-a spus lui Aisha, porunciți-le oamenilor să-l urmeze pe Abu Bakr. Iar profetul, înainte să moară, l-a ales pe Abu Bakr să-i țină locul la rugăciune. De aici și sunt și alte relatări, bineînțeles. De aici ești în evidență și companionii au căzut de comun acord că, de fapt, profetul vrea să-l numească pe
calif pe Abu Bekr după el și asta au făcut-o și companionii. Deci vedem cum chiar și profetul sallallahu alaihi wasallam înainte să moară la Alespă, Abu Bekr să fie cel care continuă să facă rugăciunea cu oamenii. Și bineînțeles că după moartea profetului sallallahu alaihi wasallam, companionii au fost de comun acord ca Abu Bekr să fie, devină calif și el a devenit primul calif după profet sallallahu alaihi wasallam. A fost o perioadă scurtă de timp, perioada califatului a fost de 2 ani, dar a fost o perioadă foarte, foarte importantă. Chiar și în clipa în care s-a vestit moartea profetului, mulți companioni nu și-au imaginat o viață fără profet. Cum adică? A murit profetul, ne-a părăsit. Ce o să facem? Nu există. Profetul Muhammed nu a murit. Ba chiar Omar a ieșit și a scos sabia și a spus că cine spune că profetul Muhammed a murit, îi tai gâtul. Nu există. Profetul Muhammed nu a murit. El se întoarce. El va fi între noi. Și atunci a venit Abu Bekr plin de încredere, plin de credință și a citit versetele din Coran în care Allah îi se adresa profetului și spunea inneke meitun wa innehum meitun, tu vei fi dintre cei morți, că tu vei muri și ei vor muri. Și când a ascultat aceste versete, spune Omar, de parcă ascultam versetele pentru prima dată, dar Abu Bekr a avut acea tărie de caracter, a avut acea credință care până și în astfel de clipe foarte grele, nu i-a fost ușor. El ținea poate la profetul Muhammed mai mult decât ceilalți. Nu putem ști acest lucru, dar era foarte conștient de ceea ce se întâmplă și a avut un caracter aparte, i-a liniștit pe musulmani și a spus că acest lucru, alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh, acest lucru trebuie să se întâmple, acest lucru este un lucru firesc, este un lucru normal. După moartea profetului, el a devenit calif și bineînțeles că în calitate de calif a avut și foarte, foarte multe realizări. Dintre aceste realizări putem spune lupta pe care a dus-o cu cei care au renunțat la Islam. În prima etapă, savanții musulmani, companionii ceilalți au căzut de comun acord. Mai târziu au fost de acord cu el. La început au spus că nu, situația este foarte cumplită, nu se poate ca profetul tocmai pregătise o armată să o trimită pentru a proteja Medina. Iar când a murit profetul, ceilalți companioni ne-a spus lui Abu Bekr, nu mai trimite armata, a murit profetul, noi avem probleme acum în interne, avem probleme interne. Nu mai trimite armata și a spus că nu dau înapoi o armată care a pregătit-o profetul Muhammed și a insistat să plece această armată și într-adevăr a fost o alegere bună pentru că au reușit să oprească acest tăvăluc care se îndrepta către Medina. La fel, dintre lucrurile principale care le-a realizat, a adunat Coranul între două coperți. Bine, la sfatul lui Omar radiallahu anhu și la insistența lui, alaikum salam, au adunat Coranul între două coperți. Până atunci, toată lumea încerca să, alaikum salam, rahmatullah, să memoreze Coranul. Coranul a fost transmis și atunci și până ziua de azi verbal, nu în scris, dar pentru a avea o bază de date, au adunat Coranul între două coperți în timpul lui Abu Bekr. Și are multe alte realizări, dar acum vreau să vorbesc puțin și din prisma relatărilor despre Abu Bekr. Până acum am vorbit partea istorică, cele mai importante etape care le-a parcurs în viața lui, evenimente care au avut loc, în care a ieșit la iveală Abu Bekr alături de profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dintre numele lui Abu Bekr sau poreclele lui, știm că este Abu Bekr as-Siddiq. As-Siddiq este de la sadaqa, a accepta tot ce spune. Pentru că el a crezut și a acceptat tot ceea ce a spus profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam, fără să mai stea pe gânduri, a fost numit as-Siddiq. Se spune chiar că este vorba de călătoria nocturnă a profetului sallallahu alaihi wasallam când au venit politeiștii la Abu Bekr și au spus: "Vezi că prietenul tău este verset în Coran care spune: Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa." Călătoria nocturnă într-o noapte, profetul sallallahu alaihi wasallam s-a dus de la moschea
al-Haram din Mecca la al-Aqsa din Ierusalim. Și evenimente care au avut loc. Ideea este că politeiștii au venit și au început să-l batjocorească pe Abu Bekr și au spus, vezi ce spune prietenul tău ăsta, aiurează, a luat o razna, și că s-a dus noaptea trecută la Ierusalim. Ba chiar unii au depășit și au spus, ridică un picior sus, ridică și pe celălalt. Și au zis, nu poți, vezi, au început să râdă, prietenul tău poate, a zburat, s-a dus la Ierusalim și așa mai departe. Și Abu Bekr i-a întrebat, a spus-o el? Și au zis, da. Și fără să mai ducă să-l întrebe pe profet, sallallahu alaihi wa sallam, să întrebe detalii, a spus, dacă a spus-o el, înseamnă că e adevărat. Și de aici și-a primit și statutul sau porica de as-siddiq. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Trece în relatare profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam împreună cu Abu Bakr, Omar și Uthman. S-au urcat pe muntele Uhud. Muntele Uhud, cred că îl știți, este un munte în Medina. S-au urcat pe acel munte la care muntele a început să se cutremure. La care profetul sallallahu alaihi wa sallam a spus, liniștește-te, o Uhud, pe tine este profetul, as-sadiq, Abu Bakr, adică, și Shehidan, cei doi martiri. Stai liniștit, stai calm, pentru că pe tine acum sunt eu, profetul, as-sadiq. Vedem cum porecla lui de as-sadiq a fost chiar menționată în relatări și cei doi martiri, Abu Bakr, Omar și Uthman, adică. Dintre numele care i s-au atribuit lui este El-Atiq, cel care a fost eliberat, la care sunt relatări, profetul i-a spus, tu ești cel care ai fost eliberat de foc, adică ești scăpat, ai scăpat de foc în ziua de apoi, de pedeapsa zilei de apoi. La fel, profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam i-a atribuit acest nume. Dintre numele lui a fost denumite Sahib, iz yaqulu li sahibihi, atunci când i-a spus prietenului său, companionului său, li sahibihi, la tahzan inna Allah ma'ana, versetul care face referire la acea întâmplare care a avut loc în peșteră, de aici se trage și numele sau porecla de Sahib. La fel, a spus că el-atqa, un alt verset din Coran, care a spus că face referire la Abu Bakr radiallahu an, o altă calitate de a lui. Și în alte, și sunt multe alte relatări care vorbesc de virtuțile acestui mare, mare companion al lui Allah subhanahu wa ta'ala. Dintre aceste relatări, spune profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dacă ar fi să fi aleg, dacă mi se permitea sau era să-mi aleg un Khalil, un prieten foarte apropiat, după Allah, în afară de Allah, îl alegeam pe Abu Bakr. Numai că nu mai există această oportunitate pentru că el îmi este frate. Omar spune de Abu Bakr este stăpânul nostru, Seyiduna. Este stăpânul nostru, domnul nostru, cel mai bun dintre noi și cel mai iubit de profet. Cel mai bun dintre noi și cel mai iubit de profet. De unde știm că este cel mai iubit de profet? Într-una din zile, un companion a venit și l-a întrebat, trimisa lui Allah, cine ți este cel mai drag dintre noi? Se referea la companionii din jur și la prietenii profetului. Și profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, fără să stea pe gânduri, a spus, Aisha, soția mea Aisha. A spus, nu, nu la asta m-am referit. Dintre noi, dintre bărbați, adică. Și a spus tatăl ei, adică Abu Bakr. Și de aici Omar scoate în evidență acest lucru când spune că el este cel mai iubit, a fost cel mai iubit de profet. La fel știm cum companionii urmașii companionilor, urmașii urmașilor companionilor, își învățau copiii, îi educau pe copii să-l iubească pe Abu Bakr, Omar, Uthman și Ali, așa cum îi învățau capitole din Coran. Spun în relatări, așa cum îi învățau capitolele de Coran. Adică așa cum stăteau și memorau capitole din Coran, așa îi educau pe copiii lor să-l iubească pe Abu Bakr și Omar. Într-o altă relatare, profetul sallallahu alaihi wasallam spune, Abu Bakr este în rai, Omar este în rai. A vestit
l-a vestit pe el cu paradisul. I-am spus că între cei 10 care sunt vestiți cu paradisul este și Abu Bakr, este și Omar, și este și Osman, este și Ali. Allah să fie mulțumit de ei toți. În același timp a spus că Abu Bakr a fost dintre companionii care au participat la bătălia de la Al-Badr, de la Badr. Iar cei care participă la această bătălie sau au participat se numesc Bedriun. Este probabil singura armată în care erau înrolați numai și numai credincioși. Nu existau ipocriți. Nu existau între ei ipocriți. Următoarea bătălie care a avut loc la Uhud erau ipocriți. O treime dintre cei care au participat erau ipocriți. Pe când la această bătălie nu exista niciun interes. Nu exista niciun interes. Musulmanii au venit din Mecca în Medina, au venit politeiștii din Mecca peste ei în Medina. Numeroși, un număr foarte mare. Cei din Medina, profetul i-a adunat, a format o armată și s-a dus să lupte cu ei. Deja, probabil, își făceau calcule ceilalți că vor fi nimiciți, pentru că sunt număr mai mic față de ceilalți, etc. În fine, Ahl Badr au un statut aparte. Cei care au participat la bătălia de la Badr au un statut aparte în Islam. Profetul sallallahu alaihi wasallam spune într-o relatare și Abu Bakr face parte din cei care au participat la Badr. Poate că Allah s-a uitat la cei de la Badr care au participat la bătălia de la Badr și le-a spus: faceți ce vreți, eu v-am iertat vouă. Adică puteți să faceți ce vreți, eu v-am iertat vouă, veți intra în paradis. Într-una din zile, profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam stătea împreună cu companionii și i-a întrebat pe ei: care dintre voi a ținut post astăzi? Care dintre voi ține post astăzi? Sau a ținut post astăzi? Și a spus Abu Bakr: eu. Care dintre voi a participat la înmormântare astăzi? A spus Abu Bakr: eu. A spus: care dintre voi a hrănit un sărman astăzi? A spus Abu Bakr: eu. Care dintre voi a vizitat un bolnav astăzi? Și a spus Abu Bakr: eu. Iar profetul a spus: cel care întunește toate aceste calități va intra în paradis. Cel care a făcut aceste fapte, toate aceste fapte, într-o zi, va intra în paradis. Dintre toți companionii care erau prezenți, singurul care le făcuse pe toate, le îndeplinise pe toate, era Abu Bakr, radiallahu anhu. Într-o zi, profetul Muhammad stătea într-una dintre livezile din Medina. Era în Medina, fiind preocuparea oamenilor, erau curmali, erau livezi de curmali, fiecare avea bostan, grădina lui. Îngrădită, avea un gard, probabil, mă rog, ceva, iar era un fel de intimitate. Deci nu puteai să intri în grădina lui, avea gard. Profetul era împreună cu mai mulți companioni. Într-una dintre livezi s-a bătut la ușă. A cerut cineva permisiunea să intre. Și a spus profetul: du-te, deschide-i și pestește-i că va intra în paradis. S-a dus să-i deschide ușa și când s-a uitat, poarta, mă rog, era Abu Bakr. Vedem în câte relatări reiese statutul lui Abu Bakr în fața profetului sallallahu alaihi wasallam. Într-o altă relatare, profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam povestea despre ziua de apoi. Spunea că în ziua de apoi cei care au făcut rugăciunea vor fi chemați în paradis prin poarta rugăciunii. Cei care au ținut postul vor fi chemați în paradis, să intre în paradis prin poarta Rayyan, acelui care ține postul, poarta zecheatului și așa mai departe. Adică a vorbit de orice faptă are o poartă și prin acea poartă va intra cel care a făcut fapta respectivă, la care Abu Bakr radiallahu anhu l-a întrebat: trimisa lui Allah, există cineva care va intra prin toate aceste porți? Și a spus profetul: da, există și îmi doresc ca tu să fii acela. În ideea că, inshallah, tu vei fi între cei care vor intra în paradis prin toate aceste porți. Într-o altă relatare, profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam spune că nu va intra în iad cel ce a depus jurământ sub copac. Și am vorbit de cei care au depus jurământ, au făcut legământ cu profetul sallallahu alaihi wasallam.
sub copac, beia, iubaiunecă tahta șegera, iedullah făuca idihi, mâna lui Allah este peste mâinile lor și de mai departe, versetele care le-am explicat ieri, profetul sallallahu alaihi wasallam spune că nu vor intra hayr lakshamlar, nu vor intra în iad cei care au participat la această beia. Într-o altă relatare spune profetul sallallahu alaihi wasallam, urmați pe cei care vin după mine, Abu Bakr și Omar. Vă aduceți aminte și relatarea care spunea că cea mai bună generație este generația mea, apoi cei care urmează, apoi cei care urmează. Profetul sallallahu alaihi wasallam a lăudat generația companionilor, urmașilor companionilor și urmașilor, urmașilor companionilor. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Profetul Muhammad spune, cum am văzut și în istoria pe scurt care am discutat despre viața lui Abu Bakr, nicio avere nu mi-a fost de folos, așa cum a fost de folos averea lui Abu Bakr și, bineînțeles, și averea Khadijei radiallahu anha. Sunt cei doi piloni de bază care au susținut financiar transmiterea mesajului sau mesajul lui Allah, l-au susținut pe profet sallallahu alaihi wasallam în tot ceea ce a făcut. Cum a spus, la fel, Abu Bakr a eliberat pe 20 dintre companionii cei mai chinuiți. Erau chinuiți de către stăpânilor, pe toți i-a eliberat, se spune că a cheltuit 40.000 de dinari ca să-i elibereze de chinul la care erau supuși datorită simplului fapt, singurului fapt că ei au crezut și l-au urmat pe profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am mai vorbit de aceste întâmplări care au la bază relatări cum întotdeauna profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam era susținut de Abu Bakr, era sprijinit de Abu Bakr, era împreună cu Abu Bakr în cele mai grele clipe din viața lui, din viața profetului sallallahu alaihi wasallam. Îl vedem pe Abu Bakr prezent cu profetul, suferind împreună cu el și ducând mai departe, transmisând mesajul lui Allah subhanahu wa ta'ala. A avut un rol foarte, foarte important în transmiterea mesajului, a fost dintre cei care s-a străduit foarte mult, pe lângă faptul că beneficia și de foarte multe calități de care am vorbit, era un bun comerciant, era un om bogat, nu era sărac, era un om înțelept, nu era un om incult și așa mai departe. Toate aceste calități le-a folosit pentru a-l susține pe profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam în tot ceea ce a făcut. S-a bucurat împreună cu profetul, a suferit împreună cu profetul, dar niciodată nu a dat înapoi. A fost alături de profet, de profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam în tot ceea ce a făcut, atât el cât și familia lui. Rolul pe care l-a avut în emigrarea profetului, susținerea necondiționată pe care a oferit-o într-una din zile, de fiecare când era vorba, când profetul sallallahu alaihi wasallam sau statul avea nevoie de bani, Abu Bakr era prezent, cel care susținea. Și întotdeauna era cel care dădea cel mai mult. Poate nu dădea mult cantitate, așa cum o făcea Uthman radiallahu anhu, care era unul dintre miliardarii de companioni, dar în privind procentual era cel care dăruia cel mai mult. De aceea, într-una din zile, Omar radiallahu anhu a zis, astăzi, tot la fel, s-a făcut o chemare, profetul sallallahu alaihi wasallam avea nevoie de susținere financiară, a făcut această chemare profetul sallallahu alaihi wasallam. Omar a spus, califul Omar, Allah să fie mulțumit de el, a ieșit și a spus, astăzi este ziua în care îl voi întrece pe Abu Bakr. Gata, mi-a pus în cap, azi îl întrec pe Abu Bakr. Și a ieșit. Omar a adunat jumătate din averea lui și a donat-o profetului. A dus-o și a pus-o în fața profetului sallallahu alaihi wasallam, la care l-a văzut pe Abu Bakr cum vine tot cu o avere foarte mare și o dăruiește profetului sallallahu alaihi wasallam. Profetul s-a uitat și a spus, Abu Bakr, dar ce ai lăsat familiei? Tu ai dus lucruri foarte multe, ai dus foarte mulți bani. Ce ai lăsat familiei? Ce ai lăsat în urma ta? Și a spus, Abu Bakr, l-am lăsat pe Allah și pe trimisul său, adică nimic. Toți banii i-a luat cu el. La fel a făcut și când a emigrat și a luat toată averea cu el, pentru că a avut nevoie de acești bani pentru a-i plăti pe ghid, pentru a-i plăti hrana și mâncarea, ce aveau nevoie de băut și așa, toate cheltuielile le suporta
Abu Bakr. Deci, peste tot, când a fost nevoie de Abu Bakr, el era prezent. Când vorbim de fapte bune, el era prezent. Când vorbim de rugăciune, la fel, el era prezent. În orice faptă bună, era alături de profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orice recomandare, sfat a profetului, pentru el era poruncă. Ba chiar simțea dorințele profetului, fără ca aceste dorințe să fie exprimate. În clipa în care profetul sallallahu alaihi wasallam i-a zis că când a cerut permisiunea să emigreze din Mecca în Medina, a spus nu. A înțeles mesajul, s-a dus acasă, a cumpărat două cămile. Și spune familia lui, nu știm de ce. Nu știam de ce a cumpărat două cămile și de ce ținea mult la ele și le hrănea. El, de fapt, a înțeles mesajul că va însoți pe profet în călătorie și pregătea acele două cămile pentru această călătorie. Într-o altă relatare, vorbește cum erau înfometați, însetați și s-au dus, cineva le-a oferit o cană cu lapte și a spus, am mânat această cană cu lapte și a băut-o profetul, l-am văzut cum a ridicat și a băut din această cană cu lapte până când m-am săturat. A băut profetul până când m-am săturat. Ce înseamnă acest lucru? A băut profetul până când m-am săturat. De multe ori bucuria părintelui este să-și vadă copilul, să-și vadă copilul cum mănâncă un lucru. Poate și el ar vrea să mănânce ceva dulce, dar când vede că copilul lui mănâncă acel lucru dulce și este bucuros, de parcă ar fi mâncat părintele. La fel era și Abu Bakr. Ținea atât de mult la profet sallallahu alaihi wasallam și îl iubea atât de mult pe profet, încât faptul că profetul a băut laptele l-a determinat pe el, autosugestia, să se sature. S-a săturat el, deci se bucura de orice lucru bun care îi se întâmpla profetului sallallahu alaihi wasallam. De aceea a fost împreună cu profetul în această lume și au fost îngropați împreună, unul lângă altul, și inshallah în ziua de apoi vor fi la fel împreună cu profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acesta este darul pe care ni-l dăruiește Allah subhanahu wa ta'ala. Al mar'u ma man ahab, spune profetul sallallahu alaihi wasallam. Omul este împreună cu cel pe care îl iubește. Pe cine ai iubit în această lume, vei fi împreună cu el în ziua de apoi. Așadar, alege foarte bine pe cine iubești, pentru că în ziua de apoi vei fi împreună cu el. Este mesajul, relatarea profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iar Abu Bakr a fost dintre cei care a știut pe cine să aleagă să fie împreună cu el în ziua de apoi. Sunt multe de spus, multe alte relatări, alte fapte importante în viața profetului, dar timpul, cum am spus, nu ne permite să intrăm în toate aceste detalii. Chiar relatările, am rupt din aceste relatări numai punctele cele mai importante. Ne vom întâlni de multe dintre aceste relatări, ne vom întâlni cu ele când vom vorbi despre Omar radiallahu anhu, când vom vorbi despre ceilalți califi, pentru că în multe dintre aceste relatări sunt menționați și ceilalți companioni ai profetului. Nu vreau să vă răpesc prea mult din timp, mă opresc aici. Dacă aveți întrebări, dacă aveți ceva neclar, puteți să întrebați în cele ce urmează. Cum am spus, este foarte important să studiem viața companionilor, nu pentru a-i lăuda, nu pentru a-i ridica în slăvi, nu pentru a-i critica. Nu este datoria noastră aceasta să judecăm pe oameni, ci vorbim despre ei, despre faptele lor, pentru a fi pentru noi exemple demne de urmat, pentru că am spus că ei sunt cea mai bună generație, generația de aur a Islamului. Ei sunt cei pe care avem datoria să-i urmăm, așa cum a spus-o profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aleikum bi sunnati, aveți datoria să urmați tradiția mea, sunna mea, wa sunnat khulafai rashidin al-mahdin min ba'di. Este acea predică pe care a ținut-o profetul sallallahu alaihi wasallam, în care oamenii au început să plângă. Am vorbit, vă aduceți aminte, au început să plângă, le-a curs lacrimile. Și a spus, de parcă este o predică de adio, o trimisă a lui Allah. De parcă ne părăsești, vorbește, de parcă ne-ai părăsi. Și atunci profetul sallallahu alaihi wasallam a spus, urmați tradiția mea și tradiția califilor, drept călăuziți care vor urma
după mine, pentru că o să vină vremuri grele în care veți avea nevoie. Amin, jumlem de inshallah. Și a spus că addu aleiha bin nawajizi. Țineți-vă cu dinții strâns de ele, de sunna, de tradiția profetului sallallahu alaihi wasallam și calea califilor bine călăuziți, drept călăuziți care au venit după el. Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă între cei drept credincioși care merg pe calea pe care profetul sallallahu alaihi wasallam ne-a îndrumat-o și pe calea pe care au mers-o, a parcurs-o califii bine călăuziți, drept călăuziți, Abu Bakr, Omar, Osman, Ali și conform unor alte păreri, chiar și Omar ibn Abdulaziz a fost numit al cincilea calif drept călăuzit, dar majoritatea savanților spun că ei sunt în număr de patru. Eu mă opresc.